Cei care au citit romanul Alexis Zorba, de Nikos Katsantakis, au fost surprinși de porecla dată de personajul principal, curtezanei decrepite pentru care face o pasiune, Bubulina. Dincolo de numele cu rezonanțe hazli, trebuie să știm însă că adevărata Bubulina, la care Zorba se referă, a fost una dintre cele mai mari eroine ale Greciei moderne. Pe numele adevărat, Lascarina Bubukina, ea avea 40 de ani, era văduvă de două ori, mama a 7 copii și singură în momentul în care s-a apucat să își construiască imperiul naval. Lascarina s-a născut în 1771, într-o închisoare din Istanbul, unde mama ei vizita tatăl, încarcerat pentru participarea sa la revolta greacă din 1770, împotriva Imperiului Otoman. Familia ei era originară din insula grecească Hidra și, la fel ca majoritatea grecilor din comunitățile maritime, erau marinari pricepuți. Lascarina era o băutoare înrăită, atât de urâtă, încât singurul mod în care putea face cuceriri amoroase era să îndrepte un pistol spre un bărbat și să-l amenințe. Al doilea soț al Lascarinei, Dimitri Bubulis, de la care a primit numele Bubulina, a murit în 1811, într-o luptă cu pirații, o cauză principală de deces în acea vreme. El avea 4 nave, pe care văduva sa le-a preluat și pe care a început să le transforme într-o flotă formidabilă, având în frunte masivul vas de război Agamemnon. Lascarina și mateloții ei greci se pregăteau de ani de zile pentru o nouă revoltă, făcând parte din organizația clandestină numită Societatea Prietenoasă. Ea a recrutat o armată privată de bărbați din insula Spetses și a cheltuit averea pe care o moștenise de la soții ei pentru a-și hrăni și plăti oameni. De asemenea, Lascarina a adunat în secret arme pe care le-a depozitat în casa ei. Când grecii s-au ridicat în sângeroasa lor încercare de independență, Lascarina și-a comandat navele în jurul insulelor grecești, luptând în blocadele, bătăliile și asediile fortificațiilor turcești și ajutând forțele grecești oriunde s-ar fi aflat. Deși erau în inferioritate numerică, grecii erau marinari mai buni și au reprezentat un adversar puternic pentru otomani. Când bătăliile pe mare nu au fost suficiente pentru ea, Lascarina a coborât pe uscat pentru a lupta călare împotriva turcilor. Când grecii au capturat orașul Tripolis, Lascarina a negociat un schimb de prizonieri cu comandantul turc învins pentru a salva viețile femeilor și copiilor din haremul guvernatorului otoman, Khurshid Pasha. Ea făcuse o promisiune cu ani în urmă mamei sultanului că va proteja femeile turce aflate în nevoie, în schimbul returnării averii confiscate. În mijlocul unui război marcat de masacre brutale ale civililor, ea le-a poruncit soldaților săi să nu le facă rău acestor femei și copii, avertizându-i că oricine va încerca să facă acest lucru va trebui să treacă mai întâi peste cadavrul meu. Femeile și copiii au fost evacuați în siguranță. Războiul de independență a Greciei a durat din 1821 până în 1832 și a dus la crearea unui stat grec independent, dar Lascarina nu va supraviețui pentru a-l vedea. După toate isprăvile sale îndrăznețe pe mare și pe câmpul de luptă, Lascarina a fost ucisă în 1825 într-o dispută de familie, când fiul ei a fugit cu fiica unui vecin, iar acesta, furios, a împușcat-o pe Bubulina.